De ceva vreme ne tot gândim la o competiție pe traseul de la Luna 6. Am primit aprobările de la Consiliul Județean și pe 23 august vom avea acolo un raliu VTM. Zona e superbă, traseul excelent. În această săptămână vom merge acolo să punem la punct toate detaliile. Cu siguranță va fi un spectacol deosebit pentru Sădmărene, a spus David Celete, care vrea ca pe viitor să includă acest raliu de la Luna 6 în cadrul calendarului național de VTM. De altfel, David Celete participă în weekend ca organizator la un raliu VTM în Sălaj pe un traseu deosebit pe Meseș. Legat de Campionatul Național de Rally Sprint, directorul ACR ține să le mulțumească sădmărenilor pentru participarea numeroasă de la etapa de sâmbătă din centru nou. Mă bucur că nu am avut probleme și că totul a decurs normal. Ultima etapă din acest an o vom organiza în octombrie și apoi la finalul anului vom avea o nouă gală a laureaților, a mai spus elete la Nordvest TV.